Elevii care participă la Ascultele Vision News au luat cu asalt spațiul Tele1 Bacău, dornici să afle cum se realizează și difuzează un program de știri. Grupul este format din elevi ai colegiului Ferdinand, dar cei mai mulți au fost tinerii veniți din Ungaria și Cehia. Mr. Sebi Shufariu, the manager of the studio. Pentru profesoara de limba engleză, Iana Binarova, jurnalismul a avut și are un rol bine definit în societate. E o idee bună jurnalismul, pentru că acesta ajută la răspândirea informației și la înțelegerea fenomenelor din jurul nostru. Pentru Filip Obornic, elev al profesoarei Binarova, meseria de jurnalist are legătură strânsă cu opinia și libertatea de exprimare. Mi-ar plăcea să devin jurnalist pentru că eu consider că aceasta este o meserie foarte importantă care poate influența opiniile oamenilor. Oamenii trebuie să fie la curent cu evenimentele care au loc. Se poate jurnalism fără obiectivitate și onestitate? Nu, cel puțin în viziunea profesoarei Monica Cerovski din Cegled, Ungaria. Cele mai importante calități ale jurnalistului sunt obiectivitatea și onestitatea. A scrie e o provocare fără frontiere. Gabay Martin spune că abia așteaptă să pună mâna pe condei și să relateze despre subiectele care contează. Cel mai atrăgător tip de jurnalism pentru mine este redactarea de articole pentru presa scrisă, pentru că este obligat să relateze obiectiv, dar ai posibilitatea să scrii despre acele subiecte care te interesează. Elevii din Bacău au la rândul lor propria opinie despre ceea ce înseamnă jurnalismul și rolul acestei profesiuni. Pentru că fetele se descurcă mai ușor la scosul informațiilor și de asemenea sunt mai sensibile și mai perceptive în momentul în care vine vorba de mimică și gesturi. Tu ce te vedea făcând? În toate domeniile, speciile jurnalistice, să spun, anchete, investigații, știri, reportaje, emisiuni de un anumit tip? Investigații. Investigații? E mai interesant, mai activ. Ce înseamnă investigații, din punctul tău de vedere? O investigație jurnalistică, ce înseamnă? Să caut indicii, date despre o anumită știre. Mă interesez din anumite locuri, de anumite persoane, comunic, le aflu secretele. Coordonatorul proiectului, profesorul Cristina Frânculescu, crede că meseria de jurnalist are parte de multe provocări, dar tocmai acestea o fac atractivă în rândul tinerilor. Meseria de jurnalism consider că este una dintre cele mai ofertante, întrucât te pune în legătură directă cu realitatea înconjurătoare, cu oameni, cu oameni adevărați, așa cum sunt ei, cu ale lor bune și ale lor mai puțin bune părți. Meseria de jurnalism te menține curios, iar curiozitatea este una dintre calitățile umane pe care nu trebuie să ne o pierdem de-a lungul vieții. Și de asemenea, meseria de jurnalist ne învață să fim ceea ce numim noi responsabilitate. Responsabilitate civică, responsabilitate față de ceilalți și față de noi înșine. La finalul întâlnirii cu tinerii aspiranți, nici gazda nu a scăpat de tirul întrebărilor viitorilor reporteri. What is your name and what is your job here? Care este numele dumneavoastră și care este meseria dumneavoastră aici? Numele meu este Sebi Shufariu. Sunt directorul postului de televiziune Tele1 Bacău. I am the manager of this studio and my name is Sebi Shufariu. Okay, how many people are needed to make the news? Câte persoane, de câte persoane este nevoie pentru a edita o știre? Depinde de mărimea jurnalului de știri în cazul televiziunii. It always depends on the size of the news program in case of television. Ascultele Vision News este denumirea unui proiect din cadrul unui parteneriat multilateral european Erasmus, care își propune, printre altele, să dezvolte capacitatea de înțelegere a diversității europene și de adaptare într-o societate multiculturală. Una dintre modalitățile prin care coordonatorii acestui proiect cred că se poate atinge acest obiectiv este reprezentat de editarea și prezentarea de știri de televiziune în format electronic în limba engleză.